Vă salut, oameni buni, suntem din nou la Stupină. După o perioadă în care n-am mai filmat, noi am avut concediu și n-am mai fost pe la Stupină. Aș vrea să fac un filmuleț, să vedem ce avem pe aici pe la Stupi. Albina, văd că circulă frumos. Suntem în timpul la floare. Uite, am ceva pe aici, nu știu dacă se vede prea bine. Am ceva câteva sole așa mici de floare. Dar nu e ceva strălucit. Și aș vrea să vedem ce mai avem prin stupii. Cred că ceva băgat. La cântar sunt câteva chile băgate. Și atunci aș vrea să văd, am băgat și niște rame când am plecat. Tot așa, uite, aduce și polen frumos. Evident, în momentul în care aduce atâta de mult polen, e clar că nu e miere prea multă. Le-am deschis și blocurile. Vedeți, eu am blocuri de astea de se trage așa afară, ca să aibă mai mult spațiu. Aproape la toți le-am dat drumul așa. Decât la roi pe acolo i-am lăsat mai mici. În fine, suntem și cam aglomerați, că deja au mai venit la câteva sole care sunt aici mici, au mai venit și vreo 2-3 camioane. Vă dați seama că cules, dacă a fost ceva până acum, o să fie și mai puțin, pentru că vă dați seama că nu are de unde. Dar e bine, e bine, măcar să-și bage pentru ei. Eu mi-am făcut roii care i-aveam programați, așa că sunt mulțumit și vreau să-și bage pentru ei hrană, să-și bage hrană suficientă pentru ei, și mai mult de atâta nu-mi trebuie. Așa cum v-am mai spus, eu nu fac producție de miere. Sunt mulți care, v-am spus, din răutate, nu știu din ce motive, comentează urât, că n-ai ce învăța. Eu v-am spus că n-au ce învăța de la mine, că am stupii pe 7-8 rame. Acum stupii mei sunt pe 10 rame, dar eu am făcut roi și fac roi în continuu din ei și evident că nu ai cum să faci și producție, să faci și înmulțire. Asta pentru cine știe și cine cunoaște. Pentru cine vrea să fie răutăcios, găsește, să zic așa, nod în papură la orice filmare sau... Acum eu am mai vrut să mai fac o filmare pe tema asta. Foarte mulți apicultori n-au mai filmat din cauza comentariilor rele, rele. Așa suntem noi românii, comentăm, omul vrea să arate ceva din stupină de la el și oamenii comentează aiurea și atunci se lasă pe gubaș, pentru că vă dați seama, e un efort, nu, în loc să stau să-mi fac treaba acum la stupii, eu stau și filmez. Și atunci, dacă văd că nici măcar nu e, cum să spun, recunoștință, nu știu cum să zic, dacă se poate spune așa, atunci omul abandonează. Nu e frumos ce se întâmplă, pentru că asta se întâmplă decât la noi. Uitați-vă pe comentarii în afară, la cei care filmează din afară, și să vedeți că nu vedeți asemenea comentarii rele și de multe ori nefondate. Pentru că cel puțin la mine, eu v-am spus, eu nu fac producție. Eu când îl văd că ajunge stupul pe 8, 9, 10 rame, eu fac roi din el. Și atunci, evident, cum să ducă mai mult, ce caturi să le pun dacă eu în continuu fac roi. Deci e clar că nu are cum să fie mai mari. Nu are cum să fie mai mari, da? Pentru că nu-i las. Nu-i las. În privința măcilor, la fel. Dacă vreți
să știți și să vedeți dacă măcile pe care eu le-am făcut sunt bune. Nu comentați aiurea, întrebați pe cei care au mai avut ocazia să ia de la mine, cu toate că nu fac de vânzare sau așa. O întrebați să vedeți ce măci au avut de la mine. Pentru că în momentul în care nu faci cantități industriale, calitatea e mult superioară. Vă spun asta, vă spun garantat. Vreau să ridic vreo 2-3 capace. Ridic vreo 2-3 capace ca să vedem cam cum mai sunt stupii și să vedem dacă măcar dacă a albit un pic pe deasupra. Asta rămâne de văzut. Dacă ceva albit măcar pe deasupra pe aici. Eu v-am spus, eu fac roi în continuu, da, și atunci nu-i las să facă prea mari și nici miere exagerată n-are de unde să aibă. Uite, asta de aici este rama care am băgat-o ultima oară. Și vreau să vedem dacă uite, sunt rele, pentru că e vânt, e frig. Nu e un timp prea prielnic. Dar vreau totuși să desfac vreo 2-3 rame, să vedem cam ce avem pe ele. Ia uite. Uite ce avem pe rame. Da, și-au băgat pentru ele. Foarte frumos. Ia uite. Uite și matca, da? Ia să vedem. Ia. Ați văzut-o, da? O matcă frumoasă, caută loc și caută spațiu ca să-și depună ouă. A și căpăcit, e bine. V-am spus, miere nu e exagerată, n-are de unde. Hai să o las pe asta jos. Așa, și vreau să o scot pe asta care am băgat-o, l-a crescut ultima oară. Să vedem cam ce... Deci eu când am plecat în concediu, uite. Deci eu când am plecat în concediu am băgat rama asta. Super frumos, iată, da? E toată plină cu miere, e frumos, foarte frumos, e blocată, asta e blocată cu miere complet, e frumos, foarte, foarte, foarte bine. Hai să mai ridic una, să vedem. Ia uite, blocată cu miere, uite, full blocată cu miere. E bine, asta e bine și mă bucură, pentru că nu o să le mai stau să le mai dau sirop și o să iernesc pe mierea asta care au băgat-o el aici. Aici puiet, pe jos pe aici puiet, miere pe coronițe, e bine. La fel, blocată cu miere, încep să o căpăcească și cu asta, e ok. E ok. Așa cum v-am spus, exagerat n-are de unde să fie. Exagerat n-are de unde să fie pentru că nu e zona de așa natură. Dar
dar e bine. O să bag rama la loc cu matca, o să închid pentru că nu vreau să omor matca. Și cam asta, o să mai fac filmări, o să vă arăt ce mai am prin tupină, o să vă arăt și roii, cam cum s-au dezvoltat. Ramele, ce le-am băgat, la crescut, să vedem ce se întâmplă și să vedem ce mai facem prin tupină. E bine, situația e bună, cam asta vreau să vă arăt. Deci nu mai fiți răutăcioși, hai să ne ajutăm, hai să învățăm unul de la altul. Într-adevăr, niciunul le știu pe toate, că dacă le știi pe toate, aș fi fost departe. Dar nu le știu nicio pe toate, am învățat, învăț în continuu și aceste filmări le fac pentru, v-am spus de multe ori, pentru cei începători, pentru că și ei vor să învețe de la noi și să prindă câte o idee, câte o tehnologie, să zic așa, mai nouă și care îl ajută să dezvolte stupina. Eu cu știința și cu apicultura pe care o știu, am făcut față la 200 de familii și zic că mă descurc destul de bine. Acum nu mai am 200 pentru că nu îmi permite timpul, dar am avut 200 și am făcut față destul de bine și fără mult stres și fără multe bătaie de cap. Așa că zic eu, cel puțin pentru cei începători, au ce lua câte o idee și de la mine. Ia și de la alții, ia și de la mine câte o idee. Important e să își facă un stil de lucru cât mai bun, cât mai plăcut, și ca să îl ajute în lucru, să-și facă lucru cât mai ușor. Asta ne interesează, să nu muncim mult și să dăm înainte mai repede. Da, vă salut, o să ne vedem la următoarele filmulețe, să mai vă arăt ce mai am făcut prin stupină.